Hello! Mă gândeam să filmăm astăzi un old style vlog în care pur și simplu vă arăt ce fac eu în perioada în care urmează să filmez pentru vlogul ăsta. Nu știu sigur cât o să fie, ce o să se întâmple, chestii de felul ăsta. Bine, știu ce o să fie astăzi și puțin din mâine, dar overall nu știu ce se mai întâmplă. Și am dormit azi noapte cu chestia asta în cap. E ultima oră când mai dorm cu așa ceva pentru că a fost incomod și n-am putut să mă odihnesc pe cât de mult am avut nevoie. După care mi-am făcut moațele astea azi dimineață pentru că am făcut un mic antrenament și evident că nu puteam să fac cu chestia aia antrenamentul în cap. Așa că mi-am prins părul așa. Și acum urmează să îl pun din nou pe o situație din aia, că acum gen s-o întrează și nu mă încurcă cu nimic. Numai că de data asta o folosesc pe asta. Asta are burete în interior. Iar asta roz am modificat-o eu la un moment dat și am băgat pluș în ea ca să fie mai moale. De aia am dormit cu asta roz, că e mai moale, dar nu face buclele la fel de definite, fiind destul de maleabilă. Așa că urmează să-mi pun părul pe asta cu burete în interior pentru restul zilei, până mai târziu când o să trebuiască să plec de acasă. Momentan asta facem, după care mă duc să fac mâncare. O să îmi mânc prânzul la micul dejun, pentru că deja pe când ar veni prânzul cumva, eu deja o să trebuiască să încep să mă pregătesc pentru ce o să urmeze mai târziu. Și da, nu sunt foarte definite pentru că eu încă am părul umed de aseară, adică fiind răsucit pe chestia aia nu a apucat să se usuce așa cum trebuie, dar a căzut cea neagră. Dar e ok că o să se usuce până mai târziu pe cea neagră și numai bine o să am bucle definite mai târziu, adică o să vedeți oricum în vlog ce și cum. Primul fail pe ziua de azi arată așa, nu mai am albastru în cerneala de la imprimantă. Asta a fost prima pe care o scos-o cu ultima bucățică de albastru ce mai avea și aici deja vedeți că s-a transformat într-un roz. Eu am vrut să imprim niște poze pe care le-am făcut la shooting-urile de la New Look. Cred că ați văzut dacă mă urmăriți regulat, dacă mă urmăriți pe Instagram, dacă ați văzut și vlogurile trecute. Eu colaborez cu salonul New Look de aici din Arad de câteva luni. Și pentru că aniversează 20 de ani de când s-a deschis practic salonul, am vrut să imprim câteva poze, dar n-am cum din păcate și îmi pare atât de rău pentru că aș fi vrut să îi duc la Moni niște poze de la shooting-uri să le aibă de amintire, dar din păcate am rămas fără cerneală și mi-e ciudă. Bun, partea a doua e că zilele astea am tot experimentat pe partea de foto, am încercat să învăț lucruri noi și da, oricât, în orice punct ai ajunge, mereu o să ai chestii noi de învățat, atât pe partea de foto cât și de video și sunt mereu așa foarte energized, nu știu, adun energie în momentul în care încep să descopăr și să învăț lucruri noi și mă bucur și am eu de mai de mult. Folia asta pe o parte e argintie, dincolo e aurie și o să mă pun eu să fac așa un mic proiect DIY, cum am mai și făcut zilele astea de altfel. Am dat așa ceva care e o bucată de folie, cumva holografică. Și pe mine mă vedeți dublu. Și așa foarte interesantă. Și are aici așa lăsat o bucățică. Bucățica asta intră în blitz, atunci stă așa la blitz și reflectă lumină. Iar pornind de la asta fiind piesa de bază, am mai decupat niște alte folii din astea așa semi-transparente. Și am zis că dacă vreau să fac cu blitzul efecte de culoare și pot să fac așa ceva. Gen, pun bucata asta de folie peste treaba asta. Și astfel pot să duc lumina într-o altă zonă. Și am pe albastru, am pe roșu, pe mov și pe galben. Tot din aceeași folie, că folia asta era gen un folder din acela pentru școală.
fel de dosar ceva. Am tăiat și așa în formă de mini carduri ca să pot să le așez direct pe bliț dacă vreau ceva mult mai puternic. Deci am de unde alege. Și cumva pe ideea asta vreau să decupez și din folia asta și o parte să o fac argintie și o parte aurie, astfel încât dacă vreau să reflect lumină albă, pot să folosesc partea argintie, dacă vreau să reflect lumină caldă, pot să folosesc partea aurie. Nu cred că e cineva în viața asta curios în videourile mele să vadă informații de genul ăsta, dar eu vi le dau anyways. Mă simt creativă zilele astea. Gata. Argintiu. Auriu. Și aici are așa un fel de pocket ca să pot să adaug treaba asta pe folie și astfel să o pot atașa de bliț. Eu am bătut mult din gură, dar nu știu dacă v-am zis ce se întâmplă astăzi. O să mă duc la New Look, la salon. Se ține un party de cei 20 de ani pe care salonul îi împlinește. Și mă machiez pentru partiul ăsta. Evident, îmi duc tot echipamentul cu mine pentru că eu o să mă ocup de partea de poze la acest party. Abia aștept să... Îmi place să fac poze la evenimente. Trebuie să recunosc chestia asta. Mi-a și scris Moni și mi-a zis că să vin mai repede, că vor să mă și coafeze. Foarte drăguț din partea lor. Acum nu știu ce o să mai rămână atât de mult de coafat, ținând cont că am fost cu asta în cap de ieri până azi, toată ziua. Și, da, da, vedem dacă mai e ceva de făcut, dacă nu, iar bine. Oricum o să fie și celelalte modele care au fost la shooting-uri și la schimbări de lucruri și mai departe și o să fie și ele la party, le coafează și pe ele, atunci nu mai bine o să facă poze în timp ce se întâmplă tot procesul ăsta. Nu m-am gândit la ceva anume la partea de make-up, dar în schimb m-am gândit la ceva anume la partea de ținută, unde o să ajungem după ce terminăm partea de make-up și acolo am așa eu o idee mai DIY-ish și să sperăm că și iese așa cum îmi imaginez. Eram la capitolul sprâncene și voiam să le așez în loc. Bine, le-am așezat până la urmă, însă cu o combinație de două tipuri de gel de păr sau ceva de genul. Voiam să folosesc acest produs pe care îl folosesc eu de obicei, acest Cajol Beauty pentru sprâncene și l-am luat de la colțul de make-up. Chestia e că am folosit produsul ăsta extraordinar de mult și acum am luat așa o pauză de la make-up în ultima perioadă și nici nu l-am folosit când mă machiam în ultima perioadă. Și acum când l-am deschis, ia uitați. Deci e clar că produsul ăsta nu mai este bun, dar cred că și vedeți cât am folosit din el. Adică mai aveam fix pe fund puțin de tot, dacă era să-l mai folosesc și pe ăsta. Și e în plan să îl recumpăr pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult produsul ăsta. Și cred că o să-l mai aduc în fața voastră în momentul în care îl recumpăr. Și o să vi-l mai arăt încă o dată, că poate nu ați apucat să-l vedeți și nici nu știu să vă zic în ce video l-am arătat. Uite aici pensula de maro. Paletuța asta. E nouă în colecția mea de make-up și ia uitați ce nuanțe superbe are, în special prima, care este un sidef luciu, străluci ceva, este absolut superb. Maroul e foarte fain, se estompează foarte ușor și maroul e mat, așa că e pur și simplu noul meu maro de zi cu zi, pe care le iau așa cu o pensulă relativ destul de mare și îl estompez. De data asta cred că îl pun pe toată pleoapa, fac un fel de smoky maro sau nu, știu ce fac. Bine că nici n-am aplicat chiar așa de mult ca să stric povestea. Ok, o să îmi fac un halo make-up așa maro. Deci momentan duc aici colțul extern și aici în colțul intern o să mai duc, dar cred că o să am nevoie să schimb pensula totuși. Momentul adevărului, hai să vedem ce o ieși de toată chestia asta din cap. Cumva mi-am propus să, după, de fiecare dată când mă spăl pe cap, să îmi pun părul așa ca să prind o formă și să arate mai bine ceva mai mult timp. Dar arată fain. Deci nu știu dacă mai au așa ce coafa pe mine la salon. Ia uite ce avem. A partea de aici din față arată ciudățel un pic, dar e ok. În regulă, deci ăsta e glam-ul pe ziua de azi. Ăștia sunt ochii,
relativ simpluți, dar arată bine. Buze nude, cu glossul ăla super mișto de la Maybelline, care cred că e expirat, dar nu mai spun la nimeni. E încă fain, I don't care, e prea fain. Ok. Ochelarii, că nu se poate fără ei, dar nu știu, m-am obișnuit așa cu ei. Mi se pare că de obicei completează look-ul într-o oarecare măsură. Ok, hai să ne ocupăm și de outfit și să plecăm. La partea de outfit, veșnica problemă, trebuie să fiu în dejun de confortabil încât să-mi fac treaba de fotograf, dar într-atât de fun încât să cumva să ocup și celălalt rol cumva de invitat de whatever. Deci hai să vedem ce și cum facem. La partea de top, am o idee care mi-a venit zilele astea și o să o punem acum în practică și o să vedem dacă iese sau nu iese. Și anume, să iau un maieu simplu alb și pe breteaua maieului să leg tiul. Dacă nu se înțelege, vedeți imediat. Uitați ce v-am zis mai înainte. Chestia aia cred că o punem în practică mâine. Pentru moment, planul la mine se schimbă de la un moment la altul și asta ar fi ținuta finală. Este argintie, iar eu sunt o tipă de obicei aurie, dar astăzi am zis hai să merg pe ceva argintiu, pentru că fiecare situație în parte are așa efecte strălucitoare. Avem și cercei argintii. Părul l-am prins așa ca să nu mă încurce, acum o să văd dacă mai voi. Gata, time to go, ne ducem. Sper că vă place să stați în dungă. Am ajuns înapoi la mașină și urmează să ne îndreptăm spre casă. M-a coafat Cosmina foarte fain, adică din buclele inițiale ce le-am avut eu, ce am acum arată mult, mult mai bine. Mă simt ca o Barbie. Foarte fain a fost. Ne-am distrat, ne-am simțit bine. Am primit aici și un goodie bag pe care o să îl vedem acasă. Momentan îmi așez lucrurile pe aici prin mașină și m-am dus. E seara, cât e? Acum și 9:30 seara. E ok relativ, adică nu ajung prea târziu acasă sau ceva. Mai apuc să și stau puțin să mai moței.
părul meu de Barbie încă rezistă, iar eu astăzi o cam ard pe cafea. Asta mă ajută să supraviețuiesc. Am băut vreo 3, nu luați exemplu de la mine. Unul a fost pentru pre-workout, cum ar veni, unul de apucă de Cassandra și editează pozele de la eveniment și a treia de Cassandra începe să te pregătești să pleci la un nou eveniment. E bine, evenimentul ăsta la care mă duc acum nu e ceva, să zic, care implică foarte multă seriozitate pe partea mea. E pur și simplu o gală din aceea de final de curs, whatever, de la agenția de modeling. Și de obicei, dacă e să mă duc la așa ceva, cumva le iau așa ca un fel de experimentări. Adică e un moment fain să te duci, să apuci un model pe care îl prinzi, care îți place, care ți-a atras atenția, să-i faci poze, iar eu ca și fotograf, dacă nu știu, am învățat în ghilimele, dacă am descoperit o tehnică nouă și vreau să o pun în practică, am ocazia să fac chestia asta fără să îmi fac griji că pot să fac ceva greșit. Și dacă greșesc, nu contează, pentru că ăsta e momentul să testezi și să experimentezi. Tocmai de aceea mă și duc și eu v-am mai povestit într-un alt video genul ăsta de gală, o numesc ei la agenție. E un fel de test prin care modelele participante își extrag un designer și trebuie ele să compună o ținută inspirată de acel designer, de acea casă de modă. Și evident au o prezentare, un catwalk, evident se ia în considerare și modul în care umblă, modul în care pozează și așa mai departe, nu doar ținuta în sine. E foarte interesant din punctul meu de vedere, mi se pare că le pune creativitatea la bătaie. Și eu acum încerc să îmi fac machiajul cât mai repede posibil pentru că a durat niște ore să gat cu editarea pozelor. Am avut foarte multe poze prin care a trebuit să trec și să văd, să le selectez, să le editez pe cele selectate și mai departe. Și am editat și niște video, făcut și niște postări. Încă mai am niște postări de făcut, dar momentan mă ocup, mă concentrez pe zona de make-up să gat cât mai repede și să pot să o iau din loc. Nu v-am mai arătat ce am primit în goodie bag aseară, dar dacă mai apuc astăzi, vă arăt astăzi. Apropo de vlog, o să încerc să fiu cât mai coerentă, dar nu pot să promit chestia asta, că sunt destul de semi-obosită, nu neapărat obosită, dar e clar că sunt ceva mai low pe energie. Tocmai de aia nu mai stau să gândesc ce vorbesc și cine știe la editare ce o să aud că scot pe gură. Ok, mă duc, mă spăl pe dinți, cu ruș, cred că mă dau în mașină, dar în principiu asta e ținuta și sunt gata de plecare. Gata, povestea, sunt pregătită să plec, deci am niște poze super mișto, mai ales ultimele pe care le-am făcut. Au fost mai cu răbdare cei doi care au rămas pe final și avem cele mai mișto poze pe care le-am făcut eu astăzi și abia aștept să le editez. Dar până atunci rămâne să ajung acasă, să beau niște apă, că mor de sete. Inițial mă gândeam că poate opresc pe undeva să fac niște mini cumpărături, dar nu mai am răbdare, nu mai am chef. Deci destinația e acasă, destinația e apă. Uite așa sunt așteptată acasă. Am ajuns și acasă, mi-am prins aici o situație. Adică eu în principiu am avut freza ce mi-am făcut-o la salon, s-a păstrat bine până azi. Cred că revenim aici să mă așez și eu. Sunt încă cu rucsacul în spate. Bine e acasă. Hai să vă arăt. Nu vreau să vă arăt dezastru. Vreau să vă arăt că v-am rămas datoare cu cei în plăsuța asta ce am primit-o de la salon. Și din start vedeți. Dita-i sacoșica, borsetuța. Deci de asta mă bucur maxim. Pentru că e foarte, foarte spațioasă. Dacă reușesc să o și deschid, uite că reușesc. Deci pentru călătorii și chestii de genul ăsta o să fie perfect. Și avem aici câteva produse mini. Avem în primă fază o ojă de la Opi,
Aici avem un șampon, Hair and Body Shampoo. Asta este un alt șampon, smooth and shampoo. De obicei pe astea așa micuțe îmi place să le țin dacă plec undeva. Numai faine sunt, pentru că dacă e să plec undeva, nu-s plecată gen mai mult de o săptămână și atunci am nevoie de nu știu cât șampon la mine și astea așa mini sunt perfecte. Și ultimul produs este un ser, un ulei de păr. Și asta o să mă țin o grămadă de timp, că de obicei din asta nu trebuie să aplici foarte mult și sunt foarte curioasă să-l testez, mai ales că eu sunt și fan uleiul de păr. Și evident borsițica, care v-am zis, e mega simpaticuță. Pun să se transfere pozele pe hard, ce am filmat astăzi, cam teoretic tot ce am în cameră. Hai că mă și sprijin de trepied, că pur și simplu nu mai am energie să țin camera. Și timp în care se transferă toate chestiile astea, am adus să fac un duș și mă pregătesc să mă arunc în pat, că e cât, nu știu, e 8 și ceva, nu e foarte târziu, dar pur și simplu sunt epuizată, a fost o zi foarte lungă, plină de muncă și tot ce vreau este să stau pur și simplu.